Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități. Salutare, lumea se duce la vale, dar uite, noi în seara asta o să vorbim de rock and roll. Suntem cu George Costinescu, unul din pionierii, ca să vezi cum te vede lumea, unul din pionierii trash-ului românesc, trash metal, baby. Salutare! Salut, salut Silviu și salutări tuturor celor ce urmăresc podcastul tău. Deci eu trebuie să încep cu două amintiri foarte vechi de acum câteva vieți pe care le am cu tine. Eu sunt în Sălăjean, născut, crescut și pe la 15 ani, care era un anul de grație 1990, avem o trupă, da, de thrash metal, voiam wannabes. Și la un moment dat, cred că tu ai trecut pe acolo cumva, noi beam prin cimitir ca rockerii. Înțelegi? Așa. Și ai trecut pe acolo și cineva din trupa mea mi-a zis, băi, ăsta este de la Neutron. Da, era Neutron. Mamă, și am fost, eu nu știam, nu vă ascultasem, dar știam de trupă și a fost, wow, respect. Și atunci... Păi în zonă, oarecum în zonă stăteam, știi? Vlad Văcărescu, de care zici tu, era la Titan și probabil veneam dinspre el, dacă a trecut pe lângă cimitir, și eu stăteam lângă Circa 13, știi, în Ozană. Uite că nu știu cum Dumnezeu mi-a scăpat din documentarul pe care l-am făcut despre... În fine, o să fac și partea a doua, toată lumea freacă la cap. Și apropo de perioada aia, că ajungem și la 90 când te-am văzut prima oară pe scenă, dar apropo de perioada, noi avem, băieții, avem această curiozitate. Băi, tu ce bas aveai? Ce scule cântai? Trupa cu care cântam eu la 15 ani era o chitară făcută, coadă de rândunică, știi? Flying V, cum se spune, era o cutie de, un efect făcut într-o cutie de siringă și slavă Domnului, era un, dacă mai am voie să spun cuvântul acum, era un radio rusesc care avea un difuzor foarte mare și pentru că avea difuzorul la foarte mare și era calitativ făcut, păi aveam un sunet destul de clar pe chitara ce ieșea din nenorocire. Dar probabil era și pe lampă, nu știu, final. Nu era pe lampă. Da. Era ceva mai nou, dar era difuzorul generos. Mm-hmm. Mm-hmm. Știu, păi și noi zdrangăream așa. Voi pe ce cântați? Și la bas, cred că era și mai complicat. Am repetat și pe acasă, și pe radio. Radio Mangalia, sau nu știu care era unele din astea mari. Dar nu, repetiția, am avut noroc, am din prima. Când eram la școală, ne-a cumpărat directorul școlii, eram la Tonița. Tonița fiind în clasa a 5-a, știi? Adică nu chiar că din clasa a 7-a ne-am făcut prima trupă, știi? Care prima trupă s-a chemat Buha. Deci era o nebunie, era un fel de, cum s-ar zice acum, un fel de Doom. Atunci noi nu știam ce dracu. Aveam doar două piese, normal, care de fapt s-a transformat într-una singură și avea 15 minute. Pe și înregistrat. Și ca să ne lase profa de franceză să repetăm la laboratorul de franceză, să ne cumpere scule și ne-au cumpărat Vermona, un mixer Vermona și cu instalație. Ne băgăm direct în mixer. Ce vorbești, mă? Era șmecherie. Minunea tehnicii moderne. Dar ați înregistrat piesa aia? Nu, aia nu. Abia cu Neutron, că tot zici tu de Neutron. După aia am înregistrat. Nu, cu formația n-am cântat decât o singură dată la Balul Bobocilor. Și, mă rog, s-a ales cu băută, cu toate că erau oamenii destul de mici, s-a mai băut și ceva alcool și ne-a scăzut tuturor nota la purtare, deci a fost... Asta e da, am rămas cu echipamentul, cu boxerele pe care le-am folosit după aia câțiva ani de zile, foarte mișto. Da, am această întrebare, ce spui tu despre acest bal al bobocilor, era în anii 80, nu 90. Da, înainte de... Și v-a scăzut nota la purtare, ce Dumnezeu ați cântat? Păi nu am cântat piesa asta, numai că parcă li s-a părut că nu s-a terminat, că am cântat-o de două ori, practic, am cântat-o și în română și în franceză, Le Chat Noir. Ca să se mulțumească profa de franceză, să fie foarte fericită, să ne lase să repetăm acolo. Și ne-au scăzut nota la purtare că am mai făcut gesturi cu facul, nu știu ce, și
Încercasem să ne îmbrăcăm oarecum spre Venom, așa, aveam niște lanțuri, niște, era penibil, îți dai seama, niște țânțari din ăștia, niște copii. Și am zis fuck off și nu știu ce și și-au dat seama că ne-au pus să suflăm, că băusem nu știu ce bere, alți colegi mai mari din liceu băuseră alte chestii și au făcut un mare careu și ne-au scăzut nota la purtare. Am mai povestit asta, trebuie să o mai povestesc o dată, să rămână în analele rock'n'roll-ului românesc, chiar dacă eu sunt, ca să zic, cel puțin de partea cealaltă a scenei. Când aveam trupă în anul de grație 1990, ziua mea și chitaristul era în mai și era cu câteva zile înaintea alegerilor, cu Rațiu, Câmpeanu și Iliescu. Da, și era la câteva, la 5 luni și un pic, la 5 luni după Revoluție și era, cum să spun, lumea era isterică. Da, era da, nevrâdică da. Și se ieșea în fața blocului și taică mi-o făcea parte din diverse grupuri și se discutau toate nebuniile. Și noi ne-am făcut ziua, eu și cu chitaristul Robert, ne-am făcut ziua la subsol și cu tot cu Metallica, scrisesem pe Slayer și așa mai departe, dar ne-am îmbătat. Și ne-am dus și am făcut pe statuia de la Sălăjean, pe socul din spate, o zvastică, că atât ne-a dus capul la două noaptea, după care ne-au apucat mustările de conștiință că nu trebuia să facem asta. Da, ce legătură avea soldatul? Așa, așa. Război, exact. Și a pierdut Germania și atunci e bine. Dar am vrut să o ștergem, n-a reușit și am aruncat cu vopsea. Da, o zvastică din care curgea sânge și a doua zi, toți vecinii se grupaseră să bată naziștii care Dumnezeu știe de unde au venit după Revoluție, au apărut și ăștia imediat în cartier aici, știi? Și noi am tăcut, n-a zis nimeni nimic. Dar tu știi că eu rețin imaginea aia? Pe socul statuii, întâi zvastica și pe aia, parcă curgea sânge pe aia. Ia uite bă, și eu ziceam, ce cretini au făcut asta? Da. Uite când ai că o să vorbești două, trei vieți mai târziu despre asta. Ai, ai cană cu Motorhead, dacă o am văzut. Și a doua oară când te-am văzut pe scenă, am avut o surpriză foarte plăcută. Te-am văzut cu Tectonic, cu Hoisan. Și cred că era Gusti la tobe. Era formație de trei și era cu tobe, nu cu drum machine. Da. Și băi, atunci am avut, iar cred că un festival, Manic Depression, a fost ceva cu Anatema, Schnitacht. Da. Și am avut o surpriză foarte plăcută. Să văd cum se livrează la nivel de polivalentă, dacă vrei. Era multă lume, măi, nene, nu o ca acum. Băi, thrash metal. Deci când ați cântat boss metal, m-am fost acolo în primul rând. Zic, ia uite, mă, cum se face de fapt. Era vorba, știam piesa foarte bine, dar era vorba de cum o livrezi. Am avut o surpriză foarte plăcută. Și mi-a rămas în cap. Erau câteva festivaluri ciudate cu nume bizare pentru rock, cum era unul Halilulu Rock, tot așa, numai cu trupe de metal, la polivalente și erau 3.000 de oameni, 4.000, era plină, știi, cu The Order, trupa lui Pătrănoiu, cu, vorbesc de 92, 93, cam așa era. Și nici cam știam, deși eram vreo 3-4.000 de oameni, băine, cam știam după față. Da. Foarte intens. Da. Da, și acum sunt nostalgii și un tip de prietenii care s-au tot, care s-au ținut pe viață. Foarte interesant. Da. Bine, acum mă și îngrijoresc cumva, știi? Am nostalgii realmente când ascult canalul Colector. Sper puțin îngrijorător, dar băi, mișto. Da. Am mai ascultat-o de mână. Da, uitându-te așa la toate proiectele muzicale prin care ai trecut și ce mi se pare foarte important este că nu te-ai oprit neapărat în unele, ci ai mers din una în alta, știi? Ceea ce e foarte important, mă gândesc pentru tine ca artist. Dar ai vreo nostalgie cu o anumită perioadă sau cu o anumită trupă? Spre exemplu, eu m-aș bucura maxim dacă ați reinventat Tectonic. Da, nu știu, deocamdată nu e posibil. Hoisan ziceam, mi-a zis să încep eu să refac, să nu știu, da? Eu nu știu cine ar mai asculta chestia asta. Da, uite, am un regret că n-am înregistrat discul ăla ca lumea.
Am tras la Tomis la Electrecord pe un mixer din 1957 care inițial avea 8 canale și nici n-am ajuns până la mixaj. Când se trag chitările s-au ars 4, știi? Ca mai tras noi, trăseseră băieții de la Esperando, era cu Nicu Damala la chitară. Cred că am vinilul, da. Da, da. Și aia s-a întâmplat cu mixul ăla. Și atunci s-a mixat și sună, îți dai seama, să cânti thrash metal cu două microfoane la tobă. Două, o tobă mare și unul așa de ambianță pentru premier. Las-o, dracu, de mai să știi că mai era o problemă cu sunetul de atunci. Chiar dacă pleca ok din studio sunetul, sau cât de cât ok, la da, da. De trupele rock, se strica la matrița pe vinil. Pentru că matrița era reglată într-un fel, cred, pentru muzica populară sau alt tip de muzică. Da. Aici necesita alt setting, știi? Și oamenii, am înțeles că nu prea știau și de asta... Nu făceau niciun setting. Eu am cred că noi am fost, cred că, ultima trupă înainte să dispară din lumea asta, să moară Freddy Negrescu, cu care am stat multe seri așa la discuții. Sunetist mare și nu știu. Și îmi spunea când trăgeam vocea, dă-te mai departe, George, mai departe, mai departe. Zic, bă, dar nu mai vedeam nici... eram în sala aia uriașă la studioul Tomis, nu știu dacă a intrat. E o chestie mare. De asta mai gândită pentru o orchestră simfonică. Și au stins și lumine și cred, să am eu o stare, să-mi creeze o stare. Da, mai în spate, mai în spate, mai în spate. Și nu mai vedeam microfonul, nu mai știam în ce direcție trebuie să cânt. E bine și zic, nene, dar nu poți să umbli la gain sau să faci asta. Și a zis, acest microfon a fost setat pentru vocea doamnei cântecului românesc, Maria Tănas. Atunci, în 57. Și de atunci așa a rămas. Și atunci mi-a picat fix. A zic, păi de-aia sună toată muzica românească, sună. Că ascultam compact, iris, nu știu ce, parcă erau pe acolo reglajele, știi, tipul de compresie la fel, că era populară, că era, zic, asta e nenică. Deci asta ați făcut voi, de fapt. Meserie. Dar ce bas ai avut prima oară? Sau te-ai apucat de bas prima oară sau ai vrut chitară? Da, da, da. Nu, am făcut ceva, chitară acasă, chitară clasică, să zicem. Și aveam bani pentru o chitară electrică, că de-aia am înțeles că am recunoscut basul ăla, e făcut de regim. Și aveam... bani pentru o chitară electrică, că era 2800 sau 2850. Peste un salariu mediu. Era un depozit al fabricii Regin, chiar undeva în proximitatea pieței Rosetti. Și până acolo drumul a fost lung, că m-am întâlnit cu nu știu cine și cu 2-3 prieteni și ne-am oprit la grădinița și de bucurie că m-am dus să-mi cumpăr chitară, întâi am cumpărat niște beri. Și până am ajuns acolo, n-am mai avut decât vreo 1400-1500 și aia mi-a ajuns pentru un bas. Și atunci am zis, da. Și am au consolat și am zis, bă, dar e plin de chitariști și nu știu ce, că toată lumea cântă la chitariști. Dar bă, asta e cel mai important și uite, îți place Steve Harris, îți place De Maio, uite ce mișto. E zis, bă, bună idee, știi? Cum eram și puși și am zis, gata, frate, aia e. Păi și... Din câte știu eu, și acum, da, într-un fel este amplificatorul de chitară, altul este amplificatorul de bas. Pe ce Dumnezeu îl amplificai la vremea aia? Păi, ți-am zis, inițial am avut stațiile alea la școală, după care am cumpărat stații făcute, niște... Știu că era un circuit în natura al stațiilor și al amplificatorului, da. Era complicat, rău de tot. Plânse, te dai seama că noi n-aveam bani pe vremea. Eram niște puși cât aveam, 15 ani, 14 ani. Plânse, te mama, tata, lasă, uite, numai banii de vacanță dăm nu știu ce. Bineînțeles că nu îi lăsa inima să mă lase dracule acasă și pe mine și pe frații, nu știi? Tot ne luam un concediu, dar la ăla era și mai nasol, că... Aoleu, trebuie să-mi cumpăr tobe. Mă, mică, dăruță de bani. Plus vecinii. Băi, cred că un set de tobe era... Și am montat pustii tobele în casă și a fost foarte interesant. Au venit direct de la miliție, nu vecinii.
Adică erau un echipaj de miliție, cum era atunci milițianul și cu soldatul, cu mitraliera pe spate, și un tovarăș în civil, care ne explica foarte frumos și știa direct cu ce se ocupă maică mea, că sunt profesoară și că a fost profesoară la liceul din Braza, știa de taică. Sunteți artist, dar nu știu ce, totuși a spus la o școală militară, ce faceți aici, băi, ești nebun? Știau totul. Băieți, era mișto. La fișa de cadre știu, am un prieten care asculta, mă rog, mama lui a avut curiozitatea să se ducă la arhivele securității, da? Și să vadă dacă s-au scris despre ea notițe, se știa cine este securistul scării și ce notițe dădea, știi? Era o altă doamnă și a luat acele notițe, nu se spune numele nici acum, da? Dar a luat acele notițe și spunea despre prietenul meu și sora lui, fiii doamnei, de care spuneam că a luat aceste notițe, scria o vecină că copiii ascultă muzică cu ciripitori. Era Uma Guma al Pink Floyd. Da, și era deranjant, da. Era deranjant. Dar știi ce mi se pare, iar acum privind retroactiv, că știu cum mi s-a întâmplat mie de pildă. Cum a ajuns, hai să zicem, virusul ăsta cu rocul la voi, la tine? Că mie mi s-a tras, o să râs, dar la o casetă cu un live, celebru live din 77 cu Scorpions. Da, wow, am fan Scorpions, îmi plăcea. Adică îmi place și acum foarte mult. Băi, Scorpionsul ăla din 77, fascinant. După ani de zile, aveam deja 30 ceva de ani, uitându-mă printre discurile lui taică-miu, mi-am dat seama că eu ascultam de când eram mică. Îl avea de la Locomotiv GT, trupa ungurească, cu care era prieten personal. Prieten cu Mircea Vintilă, cu Baniciu, mi-a arătat poze cu Mircea Vintilă cântând la el la vernisaje, știi? Sau cu Mircea Bodolan, cu care am ajuns la un moment dat să și cânt. Deci eu cântam cu Mircea Bodolan și a venit taică-miu, îți dai seama, eram la lăptăria lui Enache. Secolul trecut. Și zic, ia uite mă, atunci a fost ultima oară când s-a încercat o resuscitare a tectonicului, era în 2003. Și vezi, am cântat cu Coisan Tectonic și după aia mă duceam la repetiție cu Mircea Bodolan folk și mă întâlneam și cu Harry Corradini. Era un fel de blues country, așa. Deci era foarte grozavă, știi? Experiență, știi? Ce dracu era în capul meu, nu știu. Da, curiozitatea mea era când a ajuns, ai zis că ai descoperit pe acasă niște muzici. Așa, și era un fel de asta vechi, în primul rând, Phoenix-uri, nu știu ce, Sphinx. Și ascultam-ne când eram. Și după aia... principala chestie a fost anturajul din școală, știi? S-am zis, la noi la Tonița, adică eram în clasa a 5-a, în aceeași clădire din clasa a 5-a cu toți aia care erau de liceu și vedeai la aia mai mari și nu exista o problemă. Bine, din clasa a 5-a nu te băga nimeni în săpă, dar de prin clasa a 6-a, a 7-a, a 8-a încolo, deja aveai acces, mai vorbeai cu, așa zis, și golan, știi, cu aia mai mari din a 10-a, 11-a, chiar a 12-a, care... îți mai dădea un disc, mai pasai, chiar profesor, aveam la un moment dat o chestie tare, tot cu Dodo Zaica, Dorel Zaica, Dumnezeu să ierte, era profesor de pictură, după aia, după evoluție, ajunsese chiar director al liceului. Și făceam schimburi de viniluri, adică dânsul mi-a dat Talking Heads, spre exemplu, okay. Și a zis, uite, mai ascultă și altceva și ăsta, dar mi-a zis, mai ai zepul ăla, că știu eu că i-am dat lui taică-mă, l-a fost, este colegul cu taică-mă de școală, îți dai seama? I-am dat, ia întreabă pe taică, tu mai are zep perinul 3? Că mie mi l-a vândut fimiu. Băi, ești nebun. Și l-am găsit acolo, l-am dat și l-a tras pe casetă, deci foarte, deci era o chestie foarte mișto, o comunicare. Se găseau vinilurile bulgărești. Și cred că mai intrau și rusești în primul rând, dar știu că la nivel de metal, cel puțin, circulau Judas Priest, Manowar, cred Metallica și Maiden și AC/DC. Cam astea erau niște vârfuri care circulau atunci. Eu primul disc pe care mi l-am luat din față de la muzică a fost The Game al lui Queen.
Țin minte și acum. A, și cu indiene. Varianta sârbească, că mai erau și unele sârbești și mai erau unele indiene. Știi? Al doilea disc a fost Back in Black, făcut în India. Iar pe The Game ăla am dat 450 de lei. Erau niște bani, nene. Știu, erau... aveam un vecin care avea la un moment dat Somewhere in Time pe casetă și a dus tot așa 400 de lei pe casetă sau 450. Da, era, măi, când scoteai coperta aia, era... Da, era o mare groază. Era o lună de zile puteai să studiezi la coperta aia și pe o parte și pe alta și cu versuri și cu tot ce voiai. Dar chiar făceam asta, nu numai eu, și toți ăștia, prietenii mei, stăteam și notam, că era probabil aceeași casetă, de la unul la altul, o trăgeam și o restrăgeam și copiam versurile și uite așa, așa și înțelegeai. Bă, așa am învățat engleză, da? Da. Da, erau niște băieți prin drumul taberei unde dădeai, spre exemplu, 100 de lei pe album, când a apărut, nu știu, Seven Sun, că tot zici de Maiden, că Summer in Time era mai înainte. Dar la Seven Sun 87, m-am dus direct la o săptămână și ceva după ce a apărut în Londra, ăștia aveau discul. Și m-am dus cu casetă TDK și mi-a tras, deci cu caseta mea, și tot dădeai 100 de lei să-ți înregistreze. Și dădeai 100 de lei și trebuia să mai dai un chem sau ceva. O vodcă, un, știi, un șpriț. Auzi, da, am această curiozitate. Cum ai ajuns la Motorhead? Motorhead e una din multe trupe care mi-au plăcut de când eram puști. Și întotdeauna mi-a plăcut că i-au făcut un liant, așa. Eu am fost și mare fan tot ce însemna mișcarea de punk, așa. Nu neapărat din punct de vedere muzical, l-a atras de Dead Kennedys, pe exemplu, Sex Pistols, mai de partea socială, adică fac de sistem chestia asta. Și Motorhead tot timpul a avut chestia asta, amestecul ăsta, fuziunea asta, că iau un fel de blues, rock and roll, și erau skinhead și a apărut Lemmy, care era și metalist cu plete și... Da. Și premergător, adică poți să vezi în teme vechi, din astea mai noi, mult mai mult. Riff-ul și chestii care sunt foarte bine recântate de Metallica sau alții sună super metal, super bine. Da. Eu știu că nu mi-a plăcut. Mie târziu a început să-mi placă Motorhead. Îmi plăceau toate nenorocirile de la Death Angels, Creator, Annihilator, toate nenorocirile de târziu. Băi, Motorhead mult timp mi s-a părut mult zgomot, așa. Da, păi era cam neglijent înregistrat, așa, era cam... Acum cu vicisitudinile vieții, da, am descoperit chintesența, adică e o chintesență de rock and roll acolo. Dacă mă întrebi acum la bătrânețe, am început să apreciez mai mult Rolling Stones și îmi dau seama, ascultând discurile alea vechi, băi, au un filon acolo foarte, foarte heavy, foarte heavy de rock and roll. Băi, și Motorhead întotdeauna l-a avut. Wow! Da, exact. Și mai e treaba asta, că asta e întrebare, am două întrebări tehnice pentru tine. The Motorhead Voice, că cum am văzut documentar, zicea unul, zice, bă, ce voce are ăsta, zici că a înghițit cuie. Da, tu cum Dumnezeu poți să o duci? Păi nu știu, probabil m-a antrenat în anii aia, când cântam trash metal sau... Nu reușește a doua zi, asta e unul la mână, doi la mână, faci ceea ce fac unii vocaliști, nu toți. Ungi puțin cu alcool înainte, cu tărie? Da, dar un cu alcool că îmi place. Nu e neapărat pentru asta, știi. Cu toate că am cunoscut cam pe toată lumea din rock-ul românesc, așa, și mulți de afară, și unii folosesc chestia asta, alții folosesc numai diferite tehnici de încălzire. Eram pus în atelierul lui taică-mi, era maestru Nicolae Herlea, marele tenor. Și au băut vinul și ne-am dus la o premieră, la Opera Română, nu mai știu ce spectacol, unde el avea vreo două roluri sau chiar trei. Deci trebuia să cânte. Și înainte, deci eram în spatele scenei, sticla de jumate, tic. Jumate de litru de coniac, căci că îi făcea bine și aia mi-a rămas de când eram puști și chiar îmi place și acum să beau un
pot să fac reclama că e un coniac Gilvei, probabil e singurul mai bun în cel, în afară de ăla lui Crișan, care îi face reclamă cu Zana. Oricum, Dita mai țara producătoare de vinuri și n-aveam nene, deci trebuia să fim la mari producători de chestii de-astea. Cu vina, neapărat. Coniac e un brand, e altceva. Ultima oară când am băut un coniac bun a fost făcut de cineva în casă. Aia e altceva. Ce altceva. Surpriză am avut, da. Da, da, da. Dar eu nu trebuia să cânt. Și mai am această întrebare a doi tehnică. Băi, cum Dumnezeu, pe toată lumea întreb, cum rețineți mâncava așa atâtea versuri? Păi vezi, eu nu prea le rețin. Adică înainte le rețineam mai bine. Acum tot am schimbat piesele astea cu piesele celelalte, cum nu știu ce, și bă, să mă... Pardon. Și îmi pun un mic stativ de ăsta, pupitru, unde îmi pun versurile, știi, măcar să văd începutul, știi, primele versuri, știi, că m-am trezit fără chestia asta și sunt multe piese, spre exemplu, care seamănă ca tempo, ca balans, și m-am trezit că încep, nu știu, Iron Fist în loc de nu mai știu ce, Ace of Spades, să zicem, și e de căcat, știi. Ce câine ai? Sunt patru. Cea care se aude e Tera. Am înțeles. Poți mix de ciobănesc cu... ciobănesc de ăsta, britanic, cum îl cheamă? Border Collie cu ciobănesc de Bucovina. Găsi-le pe marginea drumului. Aha, ai viață plină. Ia o secundă, doar... Da, 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 ce profund. Așa sunt conștient și noi avem un câine pe aici și acum a ieșit. Uite! Ia uite-l, mă! Vede? E! Mamă, dar e ce alb are! Imaculat! Așa, așa. Paza. Tocmai a intrat, cum îl cheamă? Ea e Tera. Tera e tocmai a intrat în istoria rock'n'roll-ului românesc. Cum? Zic, tocmai am băgat-o în istoria rock'n'roll-ului românesc. Da, da. Tera, Luna și mai e Lupița și cu măsa pe care, na, mamă și fiică le-am găsit pe aici. Mai am o grămadă de întrebări. Mai am una. Măi, în zona asta de metal și în zona asta în care te-ai băgat tu, asta presupune cântări în tot soiul de locuri, care nu sunt întotdeauna cele mai șmechere scene. Mă și amuzam acum că m-am uitat un pic pe pozele, pe profilul tău de Facebook și văzut o cântare la Băicoi. Știi? Da. Îți dai seama că ai dus muzica Motorhead la Băicoi. Asta e o treabă, știi? O să râzi, chiar la Băicoi e un club ok și sunt oameni. Tușe. Da, da, tușe, chiar tușe. Sunt oameni, și oamenii clubului, și organizatorii, și patronul, și Ciprian. Publicul e foarte mișto, nu neapărat că sunt de acolo, din Băicoi, vin din zonă, știi, vin din Ploiești, vin din Câmpina, că e în zonă. În Câmpina nu prea se mai întâmplă mare lucru, că era și acolo clubul ăla lui Liviu Briciu, am uitat cum îi zicea, care, mă rog, a tot rărit cântările și, mă rog, face un festival de jazz acum, altceva, timpul verii. Cluburile sunt din ce în ce mai puține, nu e vorba de cluburi, e vorba și de oameni, s-au închis multe cluburi, nu prea mai sunt cluburi specializate de rock, adică se spune, e club de rock, veniți să cântați aici, și nu găsești nici scena, n-au instalație de sunet. Păi pe ce se cântă? Păi avem. Păi aveți muzică? Da. Păi a zis că aveți instalații. Și a zis, da, avem. Și mi-arătau, aveau niște boxe din astea de ambianță, de asculta muzică. Și zic, domnule, am întrebarea că aveți instalație de sunet. Păi e asta. Bine că nu de calculator. Care între timp s-a închis în Timișoara, mi-am adus semn de că asta mi-a plăcut teribil, și m-am dus cu un prieten de-al meu, am dat niște telefoane și am luat din magazinul lor muzica din Timișoara, de pe vremea, noaptea m-am dus și am luat instalația de sunet. PA cu subwoofer, cu mixer, cu tot. L-am montat acolo și după aia l-am pus după cântare înapoi, în vitrină.
Se întâmplă și de asta. Sau se întâmplă... Le-ai dat papina, da. Și vezi asta într-un oraș mare unde zici, băie, Timișoara, în Băicoi nu găsești. N-ai avut probleme de asta. Au instalații, au totul perfect. Sau în orășele de astea mici am avut surprize să găsesc instalație de sunet cu mixer, cu lumini, cu, știi, Mediaș sau la Buhuș. What? Buhuș? La mine era o stradă, strada Alea Buhuș, știi? Mm-hmm. Lângă școala 116, în Ozan. Acolo am găsit. Da. Într-un club din Timișoara s-a întâmplat asta. Într-un alt fost club, nu cred că mai există, în Brașov, s-a întâmplat altceva. Fantastic. Domne, am cerut înainte la tehnic să aduce 3 monitoare. Și a zis că aveți. Avem, aducem, aduce. Băi, aducem, băi, aducem. Bă, nene, gata, aici am montat tot, bă, tot, trebuie monitoarele alea. Și când mă bate, eram cu Vlad Văcărescu, a, era trupa ACT atunci, eram cu ACT. Eram cu, și cu Costică, dar Migean. Și zice, ia uite, bă, mâncați și Vlad Văcărescu, Costică, ce fac băieții ăștia? Și vine ea cu 3 monitoare de calculator, dar din alea pe lampă, de alea albe, mari. Că mi-a zis că are monitoare mari. Și a zis, uite, nene, sunt de 21 sau de 23 de inci, erau mari, grele. Și m-a întrebat, șeful, unde le punem? Nu e mai aici, ce pula, ne uităm la monitor, știți nebun la cap. Leagă-le la un 486, poate când punem de pe YouTube ceva. Da, deci ai surpriză. Dar în Bulgaria cum a fost? Știu că ați ajuns și prin Bulgaria. Bulgarii, băi, foarte tare. Sunt foarte mișto și au un public de rock pe care România nu l-are. Adică la București, dacă aduci Judas Priest, de pildă, ai un umpli eventual arenele romane. Da. La bulgari nu e loc. Bulgarii am impresia că nu și-au pierdut vibe-ul ăla și dorința aia cum era la noi în 90, 95, până în începutul anilor 2000. Pasiunea și dorința și a văzut că indiferent ce concert era, mai ales trupe de afară, vai de mine, bine, mai puțin la Dio, unde au venit 1000 de oameni, Bolivar. Dar nu contează, în general, oamenii se zbăteau și le plăcea și exista public pentru aia, pentru aia, pentru orice gen, că era metal, thrash, blues, jazzy. Nu zic că au rămas în urmă bulgare, nu, ei au rămas... Și pe chestia asta există public și pentru old school rock and roll și pentru heavy metal și pentru doom și blues sau știu eu ce. Acolo am văzut, la Cavarna am văzut pentru prima oară Motorhead Live. Da, da, da. Pur și simplu, habar n-aveam despre festivalul ăla și m-am nimerit în Bulgaria și erau 3 zile, prima seară a fost Manowar. Da, nu da, sunt da. Mare pasionat de trupa asta, am dat cu skip. A doua seară era Motorhead și a treia seară era Heaven and Hell, varianta Black Sabbath. Da, 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 da. Băi, și mi-am ales o seară, mi-am ales Motorhead. Îmi pare rău că nu mi-am ales și seara cu Dio. Îmi pare rău. Dar ce am văzut acolo a fost extraordinar. O densitate de oameni. Băi, sărăcie, nene, se vedea niște tricouri care, o masă de tricouri care au fost odată negre. Păi da, oamenii da. Atât de mișto și public, da, atât da. De cald și de... Da, mă, pe vremea aveau și primarul ăla super tare, ai văzut, te plimbai cu... Deci m-am dus pe acolo cu taxiul, numai așa, să văd, bă, chiar e pe bune... Dar e ciudat orașul ăla, că e gol! Vreau să merg la blocul Glenn Hughes. De unde sunteți? Sunt la Jimi Hendrix. Mă, ești nebun și vreau taxiul la Jimi Hendrix, se duce la Glenn Hughes. Deci, what the fuck, foarte mișto! Plus ce am fost acolo de pe vară? Am văzut și cu Overkill și am fost la un prins o seară la un moment dat numai cu trash din asta clasic, Exodus, Overkill și nu mai știu ce mai. Deci avea. Asta mi-a folosit mie parte din timpul pe care l-am avut în lockdown-ul vieții. A fost să-mi bag urechea în trupe pe care nu le-am mai ascultat de mult și bineînțeles am ajuns și la Overkill și am ajuns și la niște interviuri să mă uit. Băi, oamenii în continuare se țin de treabă și se țin foarte serios, cu turnete, da, da, da. Nu știu ce, da, da, da. Și foarte, foarte, asta mi-a plăcut, foarte onest ca, bă, asta facem noi, ăsta e publicul, ok, au făcut Metallica miliardul. Păcat că nu am făcut noi, dar lasă că, uite, facem bine ce facem, știi? Da, bineînțeles, da, nu. E o treabă de asta de autenticitate care mi se pare extraordinară și care... A rămas și cumva și la noi în anumite unghiuri cotloane ale rock and roll-ului românesc, știi? E mișto.
Da. În fine, da. Așa ar trebui să fie, să fie mișto. Dar cum v-au fost cântările în Bulgaria? Foarte bine, foarte bine, da. Unde ați fost? La ruse și mai unde? Știam de ruse. Am fost la rus, am fost la Veliko Târnovo. Ok, nu știam să cântă și acolo. Adică ce mă mir, că e superb orașul ăla. Nici eu n-am știut și am avut o surpriză. Deci când am dus la Veliko Târnovo, mai erau încă trei, da, nu eram al patrulea concert de rock în acea seară. Mm. Deci patru cluburi se cânta deodată. Ah, am înțeles că toată a fost plină. Zic, bă, sunteți nebun? Ce-i asta, mă, nene? Da, mă, și am zis că e... Hai să doar că... Ce... Da, mă, mergem acolo, dar vizităm, mă rog, citisem despre orășelul și zic, uite, mă, e altă variantă, alt tip de Sighișoara, mult mai extins, mai mare, au venit. Ce vorbești, mă, grozav, deci ca și mișcare de rock, bine, de tot. Nu mai știu, cred că am făcut la un moment dat un podcast cu Mugurel Vrabete și cu Pipai. Și unul din ei, nu mai știu care, mi-a povestit că bulgarii în anii 80 aveau o radio de rock. Da. Și, și prin școli, prin licee, în zona asta se încuraja să mergi spre zona asta dacă ai, ai oarește... Adică nu era ca la, ca la români. Ai trebuit să cânti o piesă în franceză ca să te prietenești cu... Era mai mult decât atât. Înțeleg? Da, da, da. Ceea ce, uite, na... Pare, cel puțin, hai să zicem, la genul de industrie muzicală, stau mai bine decât noi. Mult mai bine, dar gândește-te că cei din stafful ăstora de la Metallica, Slayer, a tras când s-au făcut celebrul turneu Sony Sphere cu ăștia, cei patru muschetari ai metalului, așa, ei au ales în Bulgaria să se filmeze. Deci filmarea oficială este de pe stadionul ăla din Sofia. Corect, da. Sau să filmeze în Danemarca sau la și Paris. Mai sunt mulți care și-au tras acolo DVD-ul. Da, și... pentru că publicul e într-un mare fel. Adică eu aș compara publicul ăla de rock cum sunt nebuni ea prin Chile, în America de Sud și cel puțin la mei. Japonia. Un entuziasm fantastic, știi? Iha! Foarte, foarte mișto, da. Da. Auzi, mai ai emoții? Sau ai emoții când te sui pe scenă? Sau... Mai ai, da, cum? Sau, de ce? Eram curios cum le gestionezi. Eu nu am emoții. Acum emoțiile, știi cum sunt, am avut emoții și când erau câțiva oameni într-un clubuleț și când sunt mulți sau... Emoția parcă e la fel. Dar se duce după ce a început prima chestie sau, de fapt, primele două piese până se mai obișnuiește urechea cu sunetul și ce dracu se întâmplă acolo. Domnul inginer de sunet care în continuu lucrează, mai puțin Gabi Pipaiu care e perfect și încă 2-3. Mulți sunt foarte haioși care nu știu de fapt ce fac acolo când pună pe butoanele alea și... N-am înțeles. Se întâmplă niște chestii grozave, care e nasol, adică dacă ești numai instrumentist, hai să zicem că nu te deranjează așa mult și ai oarecare experiență. Dar de când cu chestia asta, cu tributul moto, că mi-am dat seama că, mamă, deci înjuram pe atâția vocaliști, adică de obicei pe Costică, ce ai, mă, ce contează că nu s-auzi cântă, că uite, eu cântam, păi da, bă, dar una e să... cânte chitaristul să nu se prea audă și alta e cu vocea, că e nasol de tot, că să n-auzi ce cânti. E nasol să n-ai controlul asupra vocii, știi? E nasol, foarte, foarte. Cânti cu in-ear sau... Nu, nu, nu. Nu, pe vechi. Analog. Generația analog. Eu când mai abuzez de coniac, să zicem, da? Să zicem generic coniac, mi se întâmplă să, și sunt într-o... mă strâng cu băieții, că așa mi se întâmplă și începem să, la un moment dat să ne punem muzici, ajungem la nivelul în care ne punem muzici. Băi, una din plăcerile mele vinovate este eșuez în Sandra. What?
A, că a fost căsătorită cu un român? Nu, eșuează în Sandra, mie îmi place cum sună Sandra și mai am câteva după 80, mai îmi găsesc nici de zonă. Dar poate am citit asta într-o postare de data sau unde? Probabil să mă fi dat un și post. Erau niște comentarii acolo, dar eu am crezut inițial că fi glumit. Dar de ce nu? E foarte mișto. Tu n-ai de-astea? N-ai plăceri de-astea vinovate? Nu pot să zic plăceri vinovate. La mine e în funcție de moment. Spre exemplu, aseară, acum vreo două și ori... ascult muzica paleere, cred, spre diferență de mine, care ascultă paleere din când în când. Adică, băi, îmi pun piesa asta și acostat doar la bas sau la... Ah, nu, la mine, nu, nu. Nu, în primul rând trebuie să-mi placă muzica o secundă, nu? Da. E problemă. Îmi placă cum sună sau nu știu ce și după aia dacă mă atrage ceva stau să urmăresc. Iar de cele mai multe ori e chiar ultima mea problemă ce cântă ăla cu basul, știi? Mă interesează mai mult altceva, armonii, stări sau nu știu. Aseară am făcut-o, acum două seri, o seară specială. Mă uitam pe YouTube de la una la alta, tot săram așa și păi, ești nebun. Foarte mișto și mi-am adus aminte de Depeche Mode care acum... Au rămas doar în doi din vechea formulă, acum erau cu trei. Și zic, hai să mă uit la o piesă, două. Era un live, nu mai știu, prin Berlin sau... A, nu, în Budapest era. Și până l-am văzut pe tot. Zic, excelent. Și până mi-a creat o stare fantastică și am dat-o în Nine Inch Nails și am început să zic, bă, dar stai mă, că Brian Eno s-a mai făcut și alte chestii. Ce a mai făcut? Uite, spre exemplu, a făcut YouTube. Ia să vedem YouTube, mai nou. Și a făcut treburi Brian Eno, da, știu. Și a făcut multe, a făcut și... Roxy Music, Brian Eno a început la mine acum două set, dacă tot e să zic așa, că am văzut reclamă pe Pro TV sau pe Digi că se lansează un nou videoclip Linkin Park. Și zic, what? Și l-a arătat pe Chester, zic, na... O piesă pe care i-am înregistrat-o cândva pentru discul Meteora, n-a intrat. Și n-a intrat, da. Și acum intră asta și atunci m-a bipăit în cap becul. Pac, Brian Eno, că ăsta a făcut pentru Meteora. Orchestrații și nu știu ce. Deștept, băiat. Nu știam că lucrăm și cu Linkin Park. Da. Eu știu astea ale lui vechi, Roxy Music, toate trilogia aia lui Bowie de la Berlin, Windows 95, zgomotul ăla de-l făcea Windows 95, trebuia să fie eu star me up de la Rolling Stone, să iau zis pas, așa, și atunci a venit Brian Eno cu bucata asta. Și încă o chestie care mi s-a părut foarte tare pe care o face Brian Eno, a inventat o cameră în care copiii bolnavi de cancer poate să facă terapii cu sunet. Și a inventat acest pattern și cine are bani să-l facă, el donează practic pattern-ul, dă gratis spitalelor. Foarte șmecher. Foarte mișto. Da, nu m-am citit și dacă dă rezultate, dar am înțeles că a pus cumva treaba asta la punct și nu era așa o prosteană, era chiar o treabă... Păi, sigur, a lucrat cu niște cercetători, n-a făcut el de capul lui. Da, niște frecvențe. Dar să știi că muzica e folosită în multe terapii. De astea, medicale sau... Da. Au nu neapărat muzica, terapie prin sunete. Da. Și era mema aia cum recunoști o piesă bună, să face cu părul. Exact, da. Păi aia e. Și ce mai voiam să te întreb? Uite, spre exemplu, citeam de Jack White la un moment dat, zicea că el își pune setup-ul pe scenă în așa fel încât să-l încurce și să-i fie complicat să ajungă la o treabă și la alta. Adică nu vrea să-i fie simplu și eficient, vrea să-i fie complicat pentru că asta îl ține concentrat. Da. Și atent la ce face și așa nu are scăpări. Asta e pe principiu ca muzica asta. Bă, ce mișto e să ieși din zona ta de confort, dar poți să ieși din zona ta de confort, nu să spui piedică singur, adică să... Cânți altceva sau să zici, bă, hai să fac triolețe ăștia, să-i fac sex triolet și măsura a 5-a, 4-a, să o pun pe 4-a, 4-a pe tobe și să vedem ce iese și ne întâlnim la măsura nu știu care. A, da, și să-ți pui mintea la contribuție. Dar nu să-ți pui capul pe acolo să te împiedici de ele, să zici, wow, e altă zonă de confort. Mă rog, fiecare face cum vrea, da.
Dar apropo de asta, foarte și o mișto. întrebare Dar pe la care... asta nu m-am gândit să fie foarte greu și să te împiedici de alea pe scenă. Și că, ah, unde am pus colusul, mă, mică! Ca așa poate să țin omul concentrat, bănuiesc că am încercat și simplu și eficient și ceva n-a mers, abar n-am. Da, da, da. Nu e unul care e de-aia. Era boring, era, da, cine ce era plictisitor. Ce dracu, mă? Știu toate alea ce fac, nu trebuie să-l pun altfel. Să... Da, cumva, apropo de asta, și asta e întrebarea pe care o pun oricărui muzician cu care vorbesc aici. Băi, când ai dat-o o dată de gard pe scenă? Da, magistral. Bă, m-am bătat odată, nu prea m-am bătat înainte de cântări, când eram puși de câteva ori s-a întâmplat. La odată era un after party chiar pentru la Armania, cântasem și înainte la Armania, l-au făcut un fel de pre-show așa la fabrica, vorbesc de acum ani de zile, nu mai știu, când a fost și Serge Tanchian, un 2000 și ceva, nu știu. Așa, după aia am cântat și piața mică aici, acustic, dacă eram cu act și am cântat acustic, au zis că altfel nu se poate, trebuie acustic și bine, acustic. Și după aia la after party, nu știu ce club tot acolo, Sibiu, fa! Atât de mulți prieteni și atât de multe din toate direcțiile. Ia și o gură de rachiu făcut de mine, al meu e mai bun. Dar ia whisky-ul ăsta. Sfântul amestec, da. Și n-a fost că am văzut filmări, eu nu țin minte mare lucru din cântarea, dar n-am făcut chestia asta, cred că foarte rar, când eram pus să mai răspund oamenilor din public punctual, adică ăla să zică, băi, boule, nu știu ce, și o să-i zic, bă, tu ești, știi, sau să mă cer, sau... Acum mi-a zis cineva din public ceva de Steaua și am început să vorbesc vreo 10 minute de fotbal. Toate că eu sunt afon, am nicio treabă cu fotbal. Și am vorbit de transfer, de Gigi Becali, de... adică s-a transformat și eu, era mai mult un fel de stand-up, știi, cam zic. Eu eram... Că devin foarte volubil. Așa mi se zic că am fost foarte caiu și m-am lăsat dracu în pace și aia a fost toată lumea aplauda. Yeah, yeah! Da, probabil că și erau tot acolo și dacă intri pe frecvență... Și loc de cântare a fost altceva până la urmă, știi? L-am mai pus pe un băiat, l-am chemat, că a zis că lui îi place Sex Pistols, vino aici și cântă. Dar nu știu Gossip the Queen. Bine, Anahim the UK. Chitaristul de atunci zicea, păi eu nu știu pe asta să o cântă. Aia e, foarte bine, cântă băiat. Da, nu e foarte greu, da? Da. Știi că am auzit una, mi s-a părut foarte tare, începutul de la Holiday in the Sun, e o piesă ABBA. Dar nimeni n-a recunoscut asta. A luat-o, a băgat-o pe distor și a cântat-o pe viteză și aia e. Da. Știi ce? Mai am o curiozitate. Măi, ai fost în o grămadă de trupe. Act, Hate Mod, Tectonic, Iris, Motoract, în toate poveștile astea. Ai vreo perioadă... am aceste două curiozități. Dacă ai o perioadă în care, cum să spun, nu prea ești mândru de partea aia de compoziție și ți se pare pueril acum... versus o perioadă în care sau un moment în cariera ta, să zicem, muzicală, în care ai spus, bă, frățioare, ce bine că m-am apucat, am mers pe drumul ăsta, pentru că uite chiar asta voiam să fac și uite acum mi s-a întâmplat. Nu-mi pare rău că am făcut asta, oricât de greu ar fi. Păi, de părut rău ar fi tardiv să-mi pară. Acum e cam târziu. Da. Îmi pare rău că anumite chestii nu s-au concretizat la o altă calitate, să fi fost mai bine. Spre exemplu, îmi pare rău că la Tectonic n-a existat măcar al doilea disc sau la Act, că n-a mai continuat cu al doilea. Tectonic e așa un soi de Sex Pistols, știi? Da. N-a fost rău. Știi, dar în rest, în fiecare etapă de asta am avut, sau cu fiecare proiect, am avut doar ce învăța și m-am simțit bine în perioada respectivă, când am fost atunci. Asta că ai zis cu Hate Mod, la Hate Mod n-am cântat. Adică am fost în locul lui Scânteie, știi, Cătărin m-a rugat frumos. El tot vorbise, aranjease de mult timp să cânte în deschidere la Sepultura. Între timp a fost
nenorocirea aia cu clubul colectiv, el știu, a am fost făcut un interviu cu el. Dintre așa și victime și a zis, bă, îți dai seama, George, cât ne-am zbătut și am vorbit și hai să cântăm cu Sepultura și na, te duci tu, da, și m-am dus. Îi și știam pe băieți cu Sorinăr, ăsta mai cântasem la Neutron, Sorin, Tobaru, îi știam și am făcut câteva repetiții și cât a fost acolo programul la jumătate de oră, ne-a scos la cap. După care au mai fost două, trei apariții, dar atât, deci Hate Mode a fost numai o, a fost de pe banca de rezerve, cum ar fi. Da, da, în perioada aia de grație, când zis frățioare, uite ce bine, a fost probabil o cântare sau un moment pe scenă? Păi a fost, normal că alea, multe se întâmplă când ești puști. Adică și am mi s-a plăcut asta că s-a întâmplat, știi? Adică cântam cu Neutron la început și am zis, bă, trebuie să fim, visam, zic, bă, să ajung măcar să cânt, nu la polivalentă, vreau să cânt pe stadion. E, în 2 ani, în 3 ani de zi, în 2 ani de zile am ajuns la Tectonic și anul următor cântasem deja de 2-3 ori la polivalentă și și la Dinamo, la Skip Rock, știi, pe stadionul Dinamo, în deschidere la Paradise Lost, în ziua. Am fost atunci, da. Da, da, da. Zic, what the fuck? Păi cine mai bătea, paranteză, cine mai bătea jandarmerie atunci? A, olo, ce vorbești, mă? Ce nebunie, da. Da, gata, am închis paranteză. Eu stăteam cu curul pe iarbă și eu bătătoream iarba. Să mor tu că-ți bătătoresc gazonul. Veneau cu da, căi. Da, da, da. Ce urât a fost atunci, în fine. Da, am închis paranteză. Vremuri nasoale, da. Păi cum a fost și cu la primul Metallica, tot așa. Ăia călări pe acolo, de ce s-ar gaduc? Păi aveam invitația de asta pentru VIP. Iar VIP era la tribune și zic, bă, nu pot să stau. Hai că am stat la timpuri noi și la Eros Ramazzotti, jos acolo. Sau nu, stai, ăsta era alt show. Nu, ăsta era cu... Eros Ramazzotti era ăla cu... cum îl cheamă, mă? Rod Stewart și... Sting, cred. Nu, 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 nu Sting. Da, 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 bă, Joe Cocker. Joe Cocker, așa, am confundat. Și și la ala la fel. Păi nu vreau să sar și a trebuit să ies afară și să sar gardul prin spate cu toți pura de ea, cu toți infractorii, când eu aveam invitație, știi? Dar eu aveam video, zic, nu vreau acolo. Nu te lăsau să ieși oficial. Adică să ieși pe gazon. Bă, sunteți nebun la cap? Cum nu mă lași? Și mă rog, am sărit gardul pe acolo. Adică niște chestii total absurde, dar în România tot e posibil, știi? Și aia cu gazonul mi-aduc aminte, exact așa spuneam. Voi ești prost, cum ai că turtezi gazon? Aoleu! Da, da, oamenii veneau la bătaie atunci, adică erau foarte potrezi. Bine, nici acolo lucrurile nu s-au schimbat foarte mult, da, să depășim acest aspect. Da. Da, știi, una peste alta, pe noi cred ne unea și mai tare povestea asta cumva, adică lasă că dacă nu ne băteam cu ei, ne băteam între noi, că așa era atunci. Da, da. Testosteronul era cât casa. Băi, acum nu mai e chiar așa. S-a mai liniștit lumea. Sper, da, nu știu. Deci, nu știu, am văzut la, am văzut niște filmări de la noul turneu Pantera. Băi, cel în față jos acolo. Aoleo, da, da. Mamă, ce moșpituri, ce nebunii acolo. Dar n-am înțeles de ce au amânat, și, adică nu au amânat, i-au scos din program de pe la Rock Am Ring. Și Rock Am Park, da. Păi, ce a putut să zică Anselmo? Este o glumiță mai veche pe care a făcut-o omul beat pe scenă. Nu știu ce l-au enervat unul din public și a ridicat mâna așa și că a ridicat mâna așa, l-au făcut nazist. Băiatul ăla de la Antrax s-a suit în cap că să plătească nu știu ce, ăsta dona niște bani victimelor Holocaustului. O demență de asta. E, și uite acum că suntem în plin cancel culture, este treaba nemților că s-au privat de Pantera. Băi, jur, nu vreau să trăiesc asta. Da, e absurd, mă, mă, ce... Da, mă, știu, bă, lucrurile, dacă vrei să intrăm în subiectul ăsta, lucrurile au luat o razna rău de tot. Acum am văzut, da, am observat. Zilele trecute am văzut... Gay ceva, nici... Da, eu mă întrebam așa, zic, bă, da, dacă vine, nu știu...
Ice-T cu proiectul lui, cu trupa lui, cu Body Count, unde ăla în continuu zice you nigga, you motherfucker nigga, you nigga. Ăla are voie că el e negru. Adică dacă zice nu știu, ăla de la Clawfinger, care și avea o piesă Niggers, You're a Real Niggers, iar au scos-o din playlist, că nu mai ai voie, că ești jignitor, că tu ești suedez. Tocmai a apărut zilele astea un interviu cu Slash, cred, scoate o carte sau ceva, a? Și care el vorbea în acest interviu că este foarte posibil ca în viitorul, la mai mult sau mai puțin apropiat, Guns N' Roses să intre în zona de cancel. Mm-hmm. Pentru că și pentru că și pentru că, a, da, acum sunt toți niște sensibili, de-aia cumva mi-e dor, ne pogneam la concert de acolo, eram ligheanul de testosteron care ne rezolvam problemele ca pe stadion. Exact, da. Acum suntem toți miau-miau și niște căluți de mare. În fine, lasă că e nevoie de ăștia ca noi. Păi da, da, ăștia ca noi mai îmbătrânesc și ăștia tineri ce dracu fac. Acum chiar o să fie toți numai cu paseluțe și... Mă rog. Da, cred că putem să avem o discuție mult mai lungă în afara spațiului public. Acum tot e spațiu public, trebuie să fii foarte mare atent ce spui în spațiu public. Da. Spațiu public se pune și spațiul online, conform legislației. Da, am înțeles. Da, e, uite, retrăim poveștile astea, știi? Mă amuzam la un moment dat, mi-aduc aminte, știu o poveste cu niște versuri de la Phoenix, da? Ori Șerban Forță, ori celălalt care mai scria versuri, făceau, trebuia să ducă cu ele la aprobat, ca să le treacă versurile care voiau ei să le treacă și știau că să le vească de comisia de cenzură, băgau niște strofe și mai abrazive. Și alea ieșeau și scăpau astea. Da, o să facem din nou în momentele astea. Nu ar fi vreo mirare. Da, da, da. Am auzit, da. Da. Se întâmplau chestiile astea. Ai, uite... Nouă la Tectonic, atunci când am făcut, spre exemplu, și o mare parte din textele erau ale mele și palul Liviu Hoisan, câteva... nu ne-au lăsat să facem, așa zis, și chilos pentru disc, știi, să publice versurile respective. Și a trebuit, efectiv, am tras noi la Xerox niște hârtii cu versurile. Știu ca să zic, eu l-am așa, da. Exact noi așa, așa l-am pus de mână, că i-au zis că na. Și altă chestie, că erau vreo 2, 3, 4 directori pe vremea aia și era directorul muzical, doamna Cornelia Andrescu, așa, și cu Petreanu, care era cel mare. Și zice Cornelia Andrescu, nu se poate pe un vinil să intre 43 de minute sau 41 de minute cât avea Anomalia. Că zic, de ce, doamnă? Păi sare acul. Zic, cum trebuie să sară, mă, nene? 20 de minute, poate 20 de minute. Și zic, păi vă aduc eu discul care țin mult mai mult. Nu, nu se poate, nu se poate. Dacă se riscă domnul director, și atunci m-am dus sus la domnul Petreanu și am spus, doamna directoare a zis că se poate, dar să-i dați și dumneavoastră o hârtie că se poate. Ăla întâi a semnat că poate, i-am arătat-o ei, dar el a zis, dar să-mi aduci și mie hârtia de la... Da, domnule, n-am avut timp acum, dar imediat vă aduc. Am luat hârtia semnată, m-am dus cu ea, îți dai seama, minte de cretin la 19 ani. M-am dus ea semnată și după m-am dus înapoi, uite, domnule, că v-a zis că a semnat-o. Băi, da, ce demență ce... Da, 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 asta totuși a futut discul, după aia am aflat că au trebuit să... Puteau să-l facă, că aveau și tehnologia... Măcar în 0 sau să dea puțin la un minus 2-3. Sunt piese pe Anomalia care sunt la minus 11 decibel. Adică sunt tot în ideea asta, să nu sară discul. Bă, nici caseta nu s-auzea mai bine. Las-o, întura. Adică puteți să dai puțin mai încet. Că nu chiar de curiozitate, mai aveți înregistrările? Cum? Mai aveți înregistrările? Negativele? Negativ, nu, da. Alea sunt la ei. N-aveai dreptul să le iei cu... Da, ok. Toate au rămas la ei, că ești felic. Păi și nu puteți să vă duceți să le cereți de acolo sau să cereți o copie? Se poate? Le-or mai avea? Probabil că le au totuși. Există o arhivă acolo, dar nu cred că ți le dau. Că știu discuția asta că a fost mai de mult și cu ăștia de la Phoenix, parcă și Mișu Cernea a vrut la un moment dat.
Mă rog, nu știu ce n-a poate și-a luat de acolo. Nu știu ce uzate povestile astea, da. Mă rog, Sfânta birocrație așa face să faci cu ele, că a fost foarte prost. Știi, să-ți mai dau un exemplu de precum funcționează lucrurile aici și vorbesc de un nivel de bani mai sus, da? S-au pus în joc, cred, s-a făcut un documentar care a costat 70 sau 700 de mii de euro despre Regina Maria. Mai mult decât atât, au luat niște imagini de arhivă din anumită parte și au luat și niște imagini de arhivă de la stat, de la Arhiva Națională și de la Arhiva Națională. Da. Cei care au făcut filmul au avut suficient buget cât să vrea să coloreze tot. Da? Au colorat pelicula și l-au făcut color. Imaginile pe care eu le-am cumpărat, cum ar veni, în calitate de producător de film, de la Arhivele Naționale, nu am avut voie să le colorez pentru că n-a vrut o doamnă de acolo, mă înțelegi? Băi, eu am dat un porcoi de bani pe ele. În paranteză fie spus, în momentul în care vrei să faci un film, da, și să zicem documentar și vrei să folosești imaginile de arhivă de la Arhiva Națională sau de la TVR, mai pui în buget încă pe atât. Pentru că sunt niște prețuri astronomice. Bun. Dar în momentul în care eu îmi permit să le cumpăr, băi, tu nu-mi dai voie să fac ce vreau eu cu ele. Adică stai un pic, frate, că le-am cumpărat, da? Mi le-ai cesionat mie pe un porcoi de bani. Da? Și plus obligația să scrie acolo pe ecran că e de la Arhiva Națională. Și oamenii au vrut să facă un film color cu totul, să dea o altă greutate epocii și așa mai departe, știi? Mai puțin cu asta. Asta n-a mers și nu s-a putut și a ieșit cu imaginile de la Arhiva Națională stau negru. Ca să vezi cum funcționează de fapt lucrurile. Și ce spui tu era prin 90, ce spun eu este acum 5-6 ani. Da. Păi nu, timpul n-a trecut, că ei tot ăia sunt acolo, știi? Sau dacă nu e fix aceeași persoană, e tot aceeași tipologie. Gluma, ei nu trece timp. Te duci, strigi mamă și sunt jumătate. Da. Știi? Ce zic, da. Băi, ești în turneu cu Motoract și mâine este cântare în București la pub Universității. Da. Unde vă mai vede lumea? La Galați, trebuie să zic numele? Nu mai zic numele. În Galați, lumea le vede pe pagina de Facebook. Pe Facebook acolo. Era să zic pe MySpace. Nu mai avem MySpace. Chiar am constatat acum vreo săptămână, de fapt nu eu, Madalina, nevastă, mi-a zice, băi, George, ia uite, băi, împlinește YouTube-ul nu știu câți ani, că în 2005 a apărut YouTube-ul. Păi de-aia noi avem anumite piese de alea cu 100 de vizualizări de atunci, din anul ăla, că cine dracu, încă nu știu. Nu se prinseseră oamenii atunci de YouTube. Corect, da. Noi da. Atunci eram tari cu aia, cu MySpace sau și mai înainte. Nu mai știu cu ce zic. Băi, ești nebun. Așa de bătrân suntem. Așa, deci pe facem asta așa de... Cântăm la Soho în Bistrița, asta știu... Sunt câteva cântări puse și la câteva festivaluri, dar noi de obicei anunțăm acolo pe pagina noastră Motoract. Ultima întrebare. Mai simți bucurie să faci turnee prin țară? Mai e mișto? Eu bucuria aia o am, teoretic. În ultimul timp nu prea, nu știu ce am, de am așa o stare de asta de... Și coniacul s-a dus dracu calitate. Da, s-a împuținat așa... Oamenii par puțin mai blazați așa de cele mai multe ori, știi? Băi, s-au și întâmplat multe și lumea cumva... S-au întâmplat multe, iar eu după chestia cu pandemia, după ăștia 2 ani, am crezut că o să fie o nebunie totală, deci toată lumea o să vrea. Când colo, oamenii se pare că au rămas cu... Parcă e un fel de teamă așa să iasă, să se manifeste, să știi. Mulți s-au obișnuit să stea acasă. Lasă, frate, stau acasă. Sau ne întâlnim puțin și am plecat. Băi, ești nebun, cum? Nasol, e foarte trist că se întâmplă asta. Eu am redus. Bineînțeles, acum
Mai unii sunt terorizați și de chestia cu războiul, au început să se clatine pe bune și plăcile tectonice și asta. Că chiar mă gândeam după ce a fost aia, dar a fost o tâmpenie în capul meu. După primul cutremur din Turcia, ziceam, nu s-a pus să fac o promovare la tectonic. Că mai sunt fel de fel de piese. Uite, cu Mese, unde am cântat, era cu Air Raid Earthquake și cu cutremur. Ai văzut cum se numește campania guvernului de prevenire? Nu cu tremur la cutremur. Nu tremur la cutremur? Dar asta era de mai demult, parcă am văzut-o scrisă prin instituții. Probabil, așa se numește, dau drumul la un program acum de conștientizare a pericolelor, să ne explice cum trebuie să ne comportăm și se numește așa, nu tremur la cutremur. Mișto. Vrem tectonic înapoi. Cum? Vrem tectonic înapoi. Da, greu cu tectonic. Nu știu, poate așa să se înregistreze niște piese, dar nu, cred. Hoisan... E la Birmingham acolo, nu știu. Băi, foarte mulțumesc că am stat de vorbă. A fost o plăcere. Ne vedem și la bere și ne vedem și la cântări. Abia aștept. Te așteptăm mâine și așteptăm pe toată lumea la The Pub în București. Mersi. Pa, te pup, Sizi, numai bine. Pa, pa. Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu cu tine peți.